dețin certificat de asigurare dacă aveți transportați marfă, avizul sau factură. În linii mari, cam așa au decurs controlele din trafic din această după-amiază. Cei aflați la volan văd cu ochi buni aceste acțiuni și majoritatea dintre ei susțin că nu ar fi acceptat să lucreze fără forme legale. Mi se pare normal și corect. De unde veniți dumneavoastră, ce transportați? Craiova, Mehedinți, Gogoșu, Turnul Severin, Craiova. Este bine ca dumneavoastră ca și șofer să fiți angajați cu act în regulă. E bine, da, e în regulă. De cât timp lucrați la firmă? Păi 2 ani. Nu a fost probleme până acum, aveți toate actele semnate la zi. Da. În cadrul acțiunii de astăzi, polițiștii rutieri au fost însoțiți și de către mai mulți inspectori de muncă, cei care au verificat dacă transportatorii lucrează cu forme legale sau nu. Astăzi a fost desfășurată o acțiune în cooperare cu lucrători de la Inspectoratul Teritorial de Muncă și colegi de la Serviciul de Investigare a Fraudelor. O acțiune complexă, urmărind mai multe aspecte legate de traficul rutier. În cadrul acestei acțiuni am oprit un autoturism care nu folosea lumile de întâlnire în timp ce se deplasa pe drumul european. În urma studierii documentelor autoturismului am constatat că acesta la data de astăzi nu mai avea dreptul de a circula pe drumurile publice. În cauză au fost întomite acte premergătoare conducătoare auto pentru săvârșire infracțiune prevăzută de articolul 85 aliniatul 195 pe 2000 de republicată, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui vehicul nematriculat. La nivel național, Inspecția Muncii desfășoară o campanie privind respectarea legislației muncii în vigoare în domeniul transporturi auto, rutiere, mărfuri și persoane. Astăzi am desfășurat o acțiune de control împreună cu organele Poliției Rutiere Mehedinți pe DN6, kilometru 333, unde au fost verificați o serie de angajatori, transportatori, în vederea respectării legislației muncii, respectiv angajarea cu forme legale și protecția muncii, ceea ce presupune instructaj, fișele de protecție a muncii și toată documentația necesară. Controlele polițiștilor s-au desfășurat în mai multe zone ale orașului, fiind vizate în special cele pe unde trec cele mai multe autocare sau microbuze care transportă persoane. În vizorul polițiștilor au intrat însă și ceilalți transportatori. Ce marfă transportă? Ambalaje pentru fabrică. Acțiunile de acest fel vor continua și în perioada următoare.